Doamne și domnilor, bună seara, bun găsit la o nouă ediție emisiunii Sub semnul întrebării. În această seară, împreună cu doi invitați tari de tot, domnul Gheorghe Pipera, avocat, profesor de drept comercial. Bună seara, bun venit. Bună seara, mulțumesc de invitație. Și fostul ministru pentru mediul de afaceri, domnul Ilan Laufer. Bună seara, bun venit în emisiune. Domnule, avem o situație, un breaking news în toată țara, ca să spunem așa, dar în București mai ales, în plină îngălzire globală, într-un moment în care toată lumea ne anunță că e nenorocire curată. Ce să vezi, ninge în decembrie, ceea ce trebuie să admitem cu toții ne-a luat prin surprindere, nu-i așa, că noi nu ne mai așteptam să ningă în decembrie. Și totuși, uluitor, ninge la timp, am putea spune chiar că ninge ca în povești. Că sigur, lumea înjură în momentul de față traficul, mai ales de când e vorba de Nicușor Dan și metodele lui de a gestiona lucrurile în capitală. Ăsta e un alt aspect, dar nu e așa, Gigi Piperea, e un eveniment, nu e așa? Uite, ce ori zice globaliștii? Stăteam și mă gândeam că probabil sunt în acest moment, sunt terminați ăștia cu încălzirea globală, ei se așteptau probabil să facă plajă în decembrie. Că tot este dita mai festivalul de glume dintre astea pe pagina mea de socializare, trebuie să, cum să spun, zgândăr și eu un pic lucrurile și să reamintesc că astă vară ni se spunea la o altă televiziune, la o televiziune concurentă vouă, mă rog, cred că ei nu sunt securi și nu concurează cu nimeni, că anul acesta, 2023, nu doar că va fi cel mai cald din istorie, dar va fi cel mai cald din ultimii 200.000 de ani. Ei avut măsurători făcute. Care se întind pe un milion de ani încolo. Adică, da. Au avut. E interesant. În orice caz, trebuie să admitem cu toții că dacă mai ninge și mâine sau mai ninge și săptămâna asta, va fi nenorocire curată. Repet, pentru cei care sunt adepți încălzirii globale, este un moment în care viața lor va fi dată peste... În orice caz, vreau să mai continui cu un meme mișto de pe internet de azi dimineață. Autoritățile ne-au anunțat odată cu zăpada asta că din nou vor fi luate prin surprindere. Da, bine. Evident, da. Nici n-aveam emoții foarte mari. Domnilor, aș vrea să rezervăm o bună parte din emisiunea de astăzi. Chit că unii vor zice, iar începeți cu chestia asta, dar eu insist să purtăm o discuție lungă, aplicată și chiar cu aducerea minte despre nenorocirea numită achiziția vaccinurilor din pandemie. Un tun de 1 miliard de euro despre care o spun a nu știu câta oră, dar mai spun încă o dată. După ce s-a vorbit destul de, cum să spun, inflamat, așa, în momentul în care a apărut dosarul de la DNA, s-a așternut după aceea o tăcere asurzitoare. Pentru foarte multe dintre mijloacele de informare în masă de astăzi din România, pare să fie mult mai importantă și mai emoționantă pentru toată lumea mita, șpaga, potențiala șpagă de, nu știu, 10.000, 20.000, 100.000 de euro, 1.000.000 de euro, nu mai contează, pe care ar fi vrut să o ia dacă era să fie Teodosie. Da? Deci acolo toată lumea, acolo e emoția puternică. El ar fi trebuit să dea. Da, el ar fi trebuit să dea o ceva de genul cumpărare ăsta. De influență. Da, o cumpărare de influență. Tentativă de cumpărare. Dom'le, toată lumea este, când s-a vorbit despre Teodosie, dom'le, incredibil, asta e o nenorocire. În vreme ce despre tunul, repet, de 1 miliard, oameni buni, 1 miliard, o mai spun o dată, de euro, discuțiile sunt, e o tăcere asurzitoare, ca să spunem așa. Hai să vorbim puțin mai mult, aș zice eu, despre această situație și să ne aducem și aminte, vom vedea câteva imagini absolut uluitoare pe care unii poate le-au uitat, despre momentul acela în care cu vioara, cu pianul se desfășurau campanii de vaccinare, maraton de vaccinare în România. Se dădeau și mici și bere. Da, reduceri la mici, la, da, așa, cine? Da, sau mici gratuiți. Da, eu unul n-am perceput-o ca fiind o batistă pe țambal, pentru că ieri domnul Super Gogoman, supranumitul Super Gogoman, a fost la Superman, parchet. Adică, da, te gândeai la... am zis Super Gogoman, scuze, așa. A fost la DNA, da? Ai adevărat, te-a lăsat vreo 30 de minute acolo, dar a ieșit de acolo suspect. Te-ai supărat rău pe Câțu? Nu, Gigi. Cu el personal n-am nimic. Mă refer la nebunia și grosolonia și imbecilitatea cu care a făcut politică în România. Mă refer la faptul că a fost unul dintre cei care, atunci când vedeau unii ca mine, de exemplu, că pun niște întrebări și au niște dubii, ne făceau nu numai conspirații, asta deja este o, cum să spun, e o ștampilă deja cu care putem să ne mândrim. Ne făceau teroriști, oameni buni.
Vă mai înceți aminte? Da. Ne făceau teroriști și chiar ne... Dosar penal pentru zădărnicirea combaterii... Aruncau cumva la lei, exact. Da. Dar chiar am avut un dosar penal. Da, sunt, dar mulți au avut dosar penal. Am avut un dosar penal fără să știu nu că a existat. Nu purtai mască, dosar penal. Refuzai să te vaccinezi, erai un criminal. Nu, unul care a fost la un moment dat la un protest, că până la urmă au fost și proteste totuși în pandemie, mi-a făcut un dosar penal. Am auzit la vreo 3 luni distanță că a fost acest dosar penal pentru că am primit acasă o hârtie de la parchet, a spus, e libertate de exprimare, ce cu tâmpenia asta. Nu. Ce vreau să spun este că într-un fel este bine că cei de la parchet îi cheamă pe bucăți, pe băieții ăștia, că mâine va veni la parchet Vlad Vasilică Voiculescu. Și cred că acolo trebuie să ne uităm cu foarte mare atenție, pentru că acest Vasilică, celălalt Vasilică, a fost considerat complice la abuz în serviciu, ceea ce înseamnă că există un autor. Iar acest autor, probabil că este Vasilică Voiculescu, sau sunt mai mulți, pentru că știi ce trebuie să spun aici neapărat? Lumea are impresia că e vorba doar de cele 3 persoane care au fost nominalizate în comunicatul parchetului. Dar, de fapt, acele 3 persoane trebuiau să fie nominalizate pentru un motiv procedural. Să li se ridice imunitatea. Unul, imunitate parlamentară, ceilalți 2, imunitate ministerială. În realitate, acolo sunt foarte mulți alți făptuitori, complici, instigatori și așa mai departe. Nu știu dacă nu cumva te-am auzit astăzi pe la televizor spunând treaba asta sau aseară. Printre altele, în afacerea asta, care este, atenție, este vorba de 1 miliard de euro, ăla pe care l-a constatat procurorul, pentru că, în realitate, el este mult mai vast, probabil că vorbim de 3 miliarde de euro, sunt oameni buni, sunt nu numai contractul acesta, sunt contracte pentru depozitare, pentru stocare, da, pentru transport, chiar, da. Și așa mai departe. Da. Și peste tot, pe toate palierele acestea, sunt comisioane. Unele dintre ele sunt comisioane legale, contractuale, altele sunt nelegale, ilegitime. Și trebuie să ne gândim că s-ar putea să fie pe acolo și domnul Arafat, ar trebui să fie domnul Gheorghiță, ar trebui să fie și influențele aceia de la televizor, medicii care acum, nu știu dacă i-ai observat, vorbesc despre epidemia de, cum se zice, de rujeolă. La 2000 de cazuri în toată țara, ci că e epidemie, da? Și am văzut pe aceiași doctori, care și acum 2 ani de zile ne vorbea să nu cumva să face și să drăge și nu știu ce, că vă așteptăm cu lumânări la ATI. Deci nu sunt... nervos pe Câțu. Nu înseamnă nimic pentru mine personal. El, ca persoană, sunt nervos pe ceea ce s-a întâmplat atunci și că da, nu se devolează mai repede lucrurile, pentru că cum să-i spun, ar trebui să vedem care este adevărul. Dar dacă mă calmez, îmi dau seama că este mai bine așa, să aflăm lucrurile astea treptat, treptat. Da, dar oamenii să-și dea seama. Azi sunt într-o situație ca moderator, într-o situație fericită. Am la stânga mea, la dreapta ecranului, cum se uită lumea la televizor, un avocat, da, Gheorghe Pipera, și în partea cealaltă un fost ministru al mediului de afaceri. Atunci noi discutăm totuși despre o afacere, povestea cu vaccinurile. Dacă de la noi au luat niște miliarde, că noi punem aici, nu numai... da? Asta a fost o super câteva... mega afacere mondială. Este ceva... Eu am învățat să citesc printre rânduri în atâția ani de politică și din puținele declarații pe care le-am auzit și de la Vlad Voiculescu și de la domnul Câțu, situația stă cam în felul următor. Florin Câțu, care scrie aici pe piept într-un tricou de la negru pe Facebook, nu luăm prizonier. Nu luăm prizonier, da. Celebr. Așa, bun. Și care, pentru care Rareș Bogdan s-a urcat pe scenă după ce a fost în echipa câștigătoare cu domnul Orban. Domnul Orban n-a mai fost bun, fiindcă, oricum, era un lider cu experiență, a făcut greșelile lui, dar era un om politic, în sensul ăsta. A trebuit să vină altcineva care să execute ordinele. Așa s-a dat. Iar domnul Câțu, la declarația pe care a dat-o în fața DNA-ului, a spus în felul, sau o zi înainte, sigur acum de când a izbucnit acest mega dosar, a fost în felul următor. Băi, eu am făcut economie la bugetul României, trebuia să luăm 200 de milioane. Asta era cota noastră. Îi rog pe colegii din registru și că văd... Vorbesc serios. Mai dat-o imaginea acela cu domnul Câțu, care se duce el și inspectează aducerea vaccinului. Așa. Puneți-le în full, în ecran, să le vadă lumea. Pune-le, nu mai știe lumea. Dom'le, uitați-l, deci era ca un rockstar, că tot îi place lui Florin Câțu, dar el peste tot se ducea, era peste tot să vină, să supervizeze, ia uite-l, aducerea, era ca Ceaușescu, dacă vine la cei mai în vârstă așa, ne aducem aminte pe Ceaușescu când se ducea în vizită de lucru, în fabrici, în uzine. Și ca să-mi duc ideea până la capăt, scuze, că așa,
Ideea este în felul următor. Deci, pe de o parte ne spune trebuia să luăm 200 de milioane, dar uită că decizia de repartiție pentru fiecare stat în parte făcea referire la cotele maxime pe care ar putea să le ia prin contract. Noi în același timp am avut o clauză în contract în care puteam să renunțăm într-un anumit termen legal la restul dozelor. Am luat 30 de milioane sau 34 de milioane, dintre care nu le-am folosit pe toate, am început să revindem din ele altor state, după care nimeni n-a mai vrut să cumpere că primeau la rândul lor, după care am încercat să le donăm, nu mai le vrea nimeni. Noi deja aflându-se în situația în care acel stoc era dublu deja față de necesitatea de vaccinare în România, noi venim și mai comandăm încă 54 Iată, de milioane. Ai fost ministru, stai puțin. Nu, stai puțin. Nu fost, s-a făcut. Ai fost ministru. Nu s-a făcut. Tu cum crezi că a fost ministru? Cum crezi tu că a fost ministru? Că a fost posibilă achiziționarea acestor vaccinuri la o astfel de cantitate. Adică s-a făcut un memorandum în guvern. Stai puțin, dar nu există un lanț la poți să spui că unul e nebun, altul că e tâmpit, altul că e prost, altul că nu înțelege nimic. Avem o situație foarte clară aici. Sunt funcționari în ministere care sunt acolo. Ar fi trebuit să spună, domnul ministru, sunteți cu capul? Nu putem să luăm, domnule, atâtea vaccinuri. Ca și paranteză, Vlad Voiculescu a zis astăzi că acea achiziție s-a făcut fără acordul lui. Ceea ce este o minciună. Deci, deja... Nimeni n-a fost văd. Eu înțeleg așa. Prima reacție. Justiția e controlată de PSD. Am ajuns în situația în care justiția să fie controlată de PSD. A doua reacție. Este un dosar politic. A treia reacție. Plângere la Comisia Europeană că justiția din România este politizată și controlată Domnul de... Drulă. Așa. Bun. A patra poziție. Da. Știți care-i treaba? Am luat noi mai multe, dar trebuia să luăm încă 100 de milioane și totuși am fost băieți și nu le-am luat. A cincea reacție. Bă, Ursula ne-a zis să le luăm. A șasea reacție. Vlad Voiculescu. Eu n-am fost de acord. Păi stați, fraților. Deci e un dosar pe bune, care a zis că nu-i pe bune. A zis că e făcut politic, se pare că nu-i făcut politic. Ați avut ocazia să luați conform contractului, că nu v-a obligat Ursula, de fapt, și voi ați luat, dintr-un motiv sau alta, îl vom afla. Iar noi vorbim aici de un prejudiciu doar pe ceea ce înseamnă vaccinurile care s-au luat în plus. Nu le-au socotit pe alea folosite. Procurorii, atenție, le-au folosit doar pe alea nefolosite. Acum, pe lângă plata pe care noi o facem, transportul, depozitoare, frigiderele alea care costă câte 20.000 de euro un frigider de la de depozitare, au fost cumpărate mii și de alea trimise în toată țara, în centre speciale amenajate, așa. Mii. Adică vorbim de probabil numai pe frigiderele alea. Milioane. 50-60 de milioane de euro. Lejer. Milioane. Noi nu punem la socoteală așa. Comenzi de măști. Uite ce fericiți erau. Uitați-vă din când în când trageți cu ochiul așa. Vă dați seama câțul ducându-se el să inspecteze frigiderul și cu masca aia pe gură. El nu înțelege ce spune când are mască. Dar aminte cu masca pe gură. Da, nu. Îi arăta ăsta, uite acolo, băgăm vaccinul și stă el acolo. Și transport militarizat. Eu vreau să spun ceva în pasant. Ce? Ai terminat. Nu, mai, și cu asta închei. Din sursele pe care le am, mai este un tun de un miliard care urmează să apară. Care cu izolete, cu măști, cu echipamente, cu acele hălățele. Deja vorbim de Arafat. Dar știți, știți că avem comenzi de zeci de milioane plătite în pandemie și nu s-a livrat marfa? E posibil. Da, a spus Curtea de Conturi chestia asta. Deci, problema este una uriașă. Pe mine altceva mă deranjează. Ne-au ținut în casă, în mod ilegal și neconstituțional, ne-au dat amenzi, au făcut dosare penale oamenilor pe stradă care nu purtau mască. S-a demonstrat că masca n-are niciun efect pentru combaterea transmiterii acestei boli. S-a demonstrat. S-a zis că stai puțin că s-ar putea să fie bine toată lumea mască. Mai țineți minte că la începutul pandemiei ieșeau autoritățile statului și ne spuneau, bă nene, dacă tu nu ești bolnav și porți mască, e amendă. Nu știu dacă țineți minte. O să spun ceva aici, în pasant. Frigiderele astea mi-aduc aminte de o isterie absolut incredibilă la care presa a marșat cu cel mai mare entuziasm. Vă aduceți aminte, fraților, când trebuia să intre peste graniță primul camion cu vaccinele astea? Deci l-au urmărit camionul ăla de zicei că sunt moaștele Sfântului Andrei sau ce vreți voi. Moaștele Sfântului Apostol Pavel. Să băteau reporterii, efectiv. Să transmitea, ziceai că i-a intrat în țară, nu că a aterizat Carol al II-lea. Și gata, să vine să ia... Eram deja...
Cred că lucrurile cele mai importante din acest dosar penal nu sunt nici măcar chestiunile economice. Bineînțeles că am aruncat cu 1 miliard de euro pe fereastră, va dovedi că mai este încă cel puțin 1 miliard de euro aruncat pe fereastră, în dosarul de care... Dobânzi câteva sute de milioane. Și, mai este o chestiune, ca să poți să distrugi în mod ecologic, să nu intri în pușcărie, aceste... vaccinuri de care nu știu, nu știu unde sunt depozitate, by the way. Trebuie să plătești iar tot atât. Sunt niște bunkere unde stau. Da. Ce vreau să spun este că partea a doua a comunicatului parchetului este mult mai importantă. Partea a doua spune așa: ai creat o adevărată isterie în masă, spunând lumii că moare dacă nu ia aceste vaccinuri. Da. De-aia te-ai aruncat la 120 de milioane de vaccinuri, când în realitate tu știai sau trebuia să știi, pentru că aveai hârtiile sub nas, din care rezulta că nu e nici vorba de un pericol de moarte fatal și nu e vorba nici de produse care într-adevăr să fie eficiente. Și asta este deja o chestiune globală. Pentru că acum o săptămână, da, un procuror al statului Texas, da, Max Patton se numește, a declanșat un proces și o urmărire penală împotriva fix Pfizer. Corect. Pe exact această motivație. Ne-ai spus tuturor că este vorba despre un produs sigur în proporție de 95% și au refăcut ei calculele și a rezultat că proporția este 0,68%. Document oficial al Attorney General din statul Texas, statul american Texas. Și a doua chestiune, ai făcut în așa fel încât ai terorizat populația. Și ai făcut populația să accepte orice fel de mizerie și de restricție pe motivul că se temea că va muri mâine. Excelent, dar stai puțin. În contextul ăsta, tu ești avocat, da? Ăștia spun, noi și acum cumpărăm, aducem în continuare în România doze de vaccin pe care le-am achiziționat. Aia ni le trimit. 1.200.000 de mine au sosit acum. Da, de ce aia ni le trimit? Eu vin și te întreb așa, nu e niciun avocat astăzi în stare, plătit fiind de statul român, să zic așa, bă, nenorociților, bă, v-am dat niște bani pe niște contracte anonimizate. Nu știe nici statul român cum arată contractele alea integral, că le-a făcut Comisia Europeană. Deci avem aici un viciu în semnarea unui contract, un viciu mare. Dincolo de asta, eficiența vaccinurilor, după cum iată o arată inclusiv statul Texas, dar o putem demonstra eventual și noi. General, o putem demonstra și noi dacă am avea medici, că era să-i înjur în momentul de față pe unii dintre ei, dar niște medici în stare să se adune la o masă, să scrie un raport în care nu trebuie să fie antivacciniști. Să spun doar atât. Vaccinul anti-COVID nu și-a dovedit eficiența pe care speram să-și o dovedească în momentul în care a sosit în țară cu fanfară. Da? Și în condițiile acestea, după aceea, avocatul cu aceste documente în mână, plus altele, mărturii, cazuri individuale, situații complexe, să meargă la Pfizer, la Moderna, la Johnson, oriunde, să spună, bă băieți, noi nu numai că nu mai luăm vaccinurile de la voi și nu vă mai plătim. Vă cerem și bani exact înapoi. O declarație în exclusivitate. Păi te rog, care vreau să înțeleg. Chiar te rog să pui chestiunea asta pe YouTube și pe TikTok. Odată cu constatarea din acel comunicat al parchetului, despre care am vorbit adineauri, că nu era vorba de nicio eficiență, mai mult decât atât, că a fost o manipulare prin fica populației, să creadă că este neapărat necesar să luăm atâtea sute de milioane de vaccinuri, se poate, judiciar vorbind, ajunge la nulitatea absolută a acelui contract pentru frauză, pentru cauză ilicită, ceea ce înseamnă că banii trebuie să fie restituiți, iar vaccinurile să și le ia și să se spere pe cap cu ele, domnii de la Pfizer. A doua chestiune, se poate cere chiar de către populație, de către consumator, despăgubiri. Pentru faptul că au fost obligați să achiziționeze produse cu defecte. E o lege 240/2004, care stabilește responsabilitatea comerciantului, producătorului, pentru faptul că a pus pe piață produse cu defecte. Iar aceste defecte sunt lipsă de calitate, lipsă de eficiență și respectiv, intru în zona de conspirație aici, efectele nocive ale acestui produs. Da, și încă o chestiune este. Și mai o chestiune. Contractele dacă intervine...
spuneau că își declină orice fel de responsabilitate, că statele își asumă. Nu, legea aia 240/2004, scuze-mă puțin că e important treaba asta, la articolul 10, ca să se țină minte treaba asta, interzice astfel de declarații de nerăspundere, interzice astfel de clauze de nerăspundere. Alea sunt ca și cum au semnat mănemernici ăștia atunci un contract în care existau astfel de clauze? Pentru că oamenii au fost doar entuziaști, doar tâmpiți, doar, cum să-i spun, megalomani ca acest super gogoman, și nu s-au uitat pe legislație, pentru că ce-ți spun eu aici, textul articolul 10 din legea 240/2004, nu e invenția legii române, e din directivă europeană, una din 1985. Eu din câte am mai auzit în presă, pe cei care au date din contractele astea care au fost semnate nu doar cu România, dar și cu alte state, un prim aspect, Polonia și Ungaria refuză deja tranșele de vaccin care trebuie să le vină și Pfizer i-a dat în judecată și acolo se urmeze din nou un tam-tam. Dar eu am înțeles că în cazul în care se deschide o anchetă penală ce face de referire la contract, poate să reprezintă forță majoră și poate să ducă la încetarea contractului, în sensul în care să nu mai fim obligați să luăm și restul, fiindcă s-a deschis o anchetă penală. Și o anchetă penală mai sus decât cel care a semnat contractul și este și ordonatorul de credit, dacă nu greșesc, acestui contract, primul ministru, în sensul în care el este cel care semnează contractul pentru achiziție, atunci cred că România are o ramură de scăpare din acest contract. Eu așa m-am uitat pe presa străină. Și nu mă îndoiesc că este așa, înseamnă că domnul Rafila, mâine, la prima oră, ar trebui să spună forță majoră, obligatoriu. 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 Dacă o face, este și el vinovat, va fi fost și el vinovat de abuzul în serviciu. Dar eu sunt uluit de faptul că autorități odată administrative ale României de la nivel înalt, miniștri, nu mișcă nimeni nimic din punctul de vedere, da? Doi, că nu există la ora asta în România o dezbatere la nivelul specialiștilor, doctori în principal, care să vină să spună, domnule, a trecut pandemia, am început să adunăm efecte adverse. Vă prezint o declarație a unui om, cum să spun, foarte cunoscut în România, jurnalistul Sorin Roșca Stănescu, care vorbește public despre efecte adverse ale pe care el le consideră clar ca fiind generate de administrarea vaccinului. Dom'le, să spunem poate că Sorin Roșca Stănescu a luat o razna. Dar când un om face astfel de declarații și primește, am văzut, nenumărate confirmări și din partea altor oameni. Și am avut efecte adverse. Da? Și am spus lucrul ăsta. Și am avut. Ar trebui măcar la nivelul comunității științifice medicale din România să existe o dezbatere. Sunt plătiți de Big Pharma. Nu mă interesează, înseamnă că nu mai avem conștiință în țara asta. Ascultați, vă rog, ce spune Sorin Roșca Stănescu, preț de câteva zeci de secunde. Să ascultăm. M-am vaccinat de 3 ori și toți medicii de medicină tradițională, ca și medicii de medicină netradițională, au confirmat. Am făcut extrem de multe examene medicale, toată lumea a confirmat că am această boală autoimună și toată lumea este de acord că este din vaccin. Eu n-am avut COVID. Este o formă de reumatism, de fapt. La un moment dat, toți mușchii mei au fost blocați la mâini și la picioare, nu mai puteam umbla, nu mă mai puteam mișca și a durat o vreme până când am făcut toate analizele, toate controlele medicale și până când s-a stabilit care este cauza. Din păcate, acum iau cortizon. Cortizonul e foarte periculos. Eu nu cred că Sorin Roșca Stănescu e nebun, ca să zicem așa. Și eu am declarat, și o mai spun încă o dată, după cea de-a treia doză, la câteva săptămâni distanță, am început să mă simt rău. Aveam și palpitații și așa mai departe, am fost la control, credeam că am ceva la inimă, n-aveam. Iar mai treceau câteva săptămâni, iar aveam tot felul de palpitații, de stări, de amețeală, de așa. Și am citit, după care am luat și m-am uitat pe niște rapoarte care au fost publicate în Statele Unite și unul dintre efectele adverse ale vaccinului este afectarea sistemului limfatic. Iată. Și în momentul în care sistemul limfatic nu-ți mai funcționează așa cum trebuie, apar genul ăsta de spasme, de bătăi accelerate ale inimii, de amețeală, de dureri de cap, de dureri musculare. M-a ținut un an jumate, mai intens, mai nu știu ce. De două ori am ajuns și la spital, că nu înțelegeam ce se întâmplă cu mine și îmi făceau control la inimă, nu știu ce, am crezut la un moment dat că am făcut ceva la inimă, un preinfarct.
Deci, l-ai angajat pe nu am avut... de față să faci un proces împotriva celor de la Pfizer pentru o astfel de situație? Măi, nu știu dacă aș face-o sau nu din punctul meu de vedere. Dacă ar fi un proces colectiv, m-aș înscrie și eu acolo. Că o acțiune de sine stătătoare costă și foarte mulți bani și foarte mult timp. Un proces colectiv sau chiar mai multe procese individuale, dar dă răsunet cu personalități, ar obliga și comunitatea științifică, asta, iertați-mi expresia, căcăcioasă din România, că așa este de foarte multe ori, vorbind de comunitatea medicală, ăștia care nu se bagă, n-au chef, că nu interesează, i-ar obliga însă să aibă o discuție în fața națiunii. Ar trebui să existe, ar trebui să cer de la medici, că judecătorul ar spune, noi eram ieri în emisiune, când Vlad Voiculescu a venit și în urma acelui raport că în România a fost cea mai mare mortalitate excesivă în timpul pandemiei. De ce? Că au decis să-i închid toate spitalele și toate spitalele sunt COVID. Și dacă n-ai COVID, nu intri în spital. Adică tu dacă ai cancer, dacă faci un infart, dacă îți scrapă un organ prin tine, dacă ai o boală cronică... Ai deschis o poartă foarte... La revedere! Foarte și auzi ce ne spune Vlad Voiculescu. Da, domne, am avut cea mai mare mortalitate excesivă din Europa. Din cauza lui Aur, genul ăsta care v-a zis să nu vă vaccinați, v-a păcălit, nu v-ați vaccinat și de ați murit sau ați așteptat până în ultimul moment când COVID-ul v-a mâncat și ați murit. Băi, nene, poate așa ceva. Da. Eu cred că trebuie să fim foarte atenți la ce spune Sorin Roșca Stănescu, în afară de faptul că nu avem niciun motiv să credem că a luat-o pe arătură, dimpotrivă, omul este cât se poate de verde. Da. Ce spune el se regăsește în prospectul vaccinului respectiv, care din nefericire a fost făcut public la un an și jumătate distanță de la prima administrare a vaccinului. Poliartrita aceea de care vorbește Sorin Roșca Stănescu se regăsește pe acea listă, alături de un fel de pneumonie micoplasmală, se numește pneumonie micoplasmală, care în momentul de față, by the way, este în Danemarca, în statul american Ohio și undeva prin Coreea de Sud, epidemie. Asta este unul. A doua chestiune, zic că Ilana a deschis o poartă dureroasă aici. Eu am multe dosare, nu multe în sens de 10 sau sute, sunt vreo 5 sau 6, de malpraxis împotriva Pfizer pentru efecte adverse de gen tromboză, de gen preinfarct și așa mai departe. Însă, astăzi am luat cunoștință cu un om de 45 de ani care timp de 4 luni de zile a fost ținut la porțile spitalului fix pentru acest motiv, pentru că noi așa ne concentrasem cu toții pe COVID, nu mai exista decât COVID. Și nu s-a putut face la timp niciun fel de intervenție, măcar să-i dea impresia că se poate face chestiunea acestui om, iar toată această perioadă de 4 luni de zile s-a finalizat într-un mod cu totul și cu totul tragic. Are ambele picioare amputate în momentul de față. Pentru că n-a putut 4 luni de zile să se ducă la spital. Nu se știe dacă ar fi fost salvate picioarele, dar măcar îi dădea omului impresia că a fost luat în considerare de cineva. De ce anume? De un stat care are o politică sanitară, este foarte atent cu pacienții, are un sistem de asigurări sociale de sănătate pe care le plătim cu toții și așa mai departe. Puneți-vă în ipoteza acelui om care l-aude acum pe Vlad Vasilică Voiculescu spunând că s-a murit din cauza Aur, s-a murit din cauza conspiraționiștilor, s-a murit din cauza teroriștilor. Când în realitate s-a murit și s-a suferit cu milioanele de persoane, pentru că oamenii au fost ținuți la porțile spitalului de Arafat, de Voiculescu, de Orban mai întâi și după aceea de Câțu. Vreau să vedem un lucru pe care eu îl consider de asemenea un malpraxis înfiorător. În perioada aceea s-au întâmplat lucruri pentru mine absolut incredibile, dar unii erau realmente fericiți că se întâmplă așa. Exista maratonul vaccinării cu muzică clasică, existau cozi la mici și reduceri la mici, da, și centru de vaccinare lângă coada de la Mititei, chestiuni care mi se păreau realmente distopice, mi se păreau dintr-un film prost,
dar pe care am văzut, spun încă o dată, oameni aplaudându-le, bucurându-se din tot sufletul că se întâmplă așa. Semn că populația a fost foarte ușor de manipulat la acel moment, mai ales că toate aceste chestiuni se făceau cu aprobarea mai marilor țări, de la președinte până la miniștrii responsabili cu celebrul grup de intervenție pentru pandemie. Priviți câteva imagini de la coada de la Mititei, ca să spunem așa, unde se duceau oamenii să se și vaccineze. Să știți că multă lume n-a venit special pentru mici, a venit pentru vaccin. Dacă au luat inițiativa să dea și, trebuia să dea și la pachet eventual ceva, vreo doi pui, vreo... Dacă dădeau o bere, vă vaccinați, nu? Păi lasă, vin mâine atunci. Nu e vorba de mici, e vorba că lumea trebuie să se vaccineze. Ne obligă că nu putem să ieșim afară, nu putem să mergem, avem copii afară și nu putem să mergem la copii. Aveți vreo preferință? Johnson, că este o țepătură, să nu mai așteptăm la a doua țepătură. Ați venit pentru vaccin sau pentru mici? Pentru vaccin, mici pot să-mi cumpăr, că nu ești chiar așa de sărăcat, sărăcucioasă. Păi, da. Ce mici, bine, n-avem ce mânca acasă. Aia, Johnson, că e prima și e aproape aici, mai ușor. Mai rapid. Pentru vaccin am venit, nu pentru mici. Ce vaccin preferă? Johnson. Johnson. Fac o singură înțepătură. Nici nu știi dacă să-ți faci cruce, în sensul că să te crucești, mai ales că ne-a adus aminte Gigi Piperea și vă pune și pe ecran celebrul brat de la Palatul Copiilor, iată-l vedeți, da? Făcut din dozele de vaccin, mă rog, flacoanele de la vaccin, da? Ne aducem aminte. Deci noi am trăit într-o demență, într-o nebunie, dar oamenii păreau realmente fermecați de ceea ce li se întâmplă. Dar asta a și fost. A fost pur și simplu un o vrajă. O mesmerizare a oamenilor. Da. Uitați-vă cu atenție, oameni buni. Chestia asta este realitate, nu este invenție. S-a întâmplat acum 2 ani de zile. E adevărat că a fost dat jos după ce am scris eu pe Facebook despre treaba asta. Dar nu numai pentru impactul absolut incredibil asupra oamenilor, ci pentru că am atras atenția. Vedeți că astea sunt deșeuri medicale și astea sub nicio formă nu trebuie să stea în... Gigi, dar iartă-mă, puneți din nou bradul. Cum dracu, Doamne, iartă-mă, unul precum deci. Câțu să nu comande vaccin peste vaccin când s-a făcut bradul de Crăciun cu dozele de vaccin? Da, exact. Deci, cum să nu a zis, bă, gata, mă, ăsta e momentul de miliarde. Ce lipsește din poza asta este un copil, pentru că o mamă foarte responsabilă l-a lăsat pe copil să se joace pe acolo și să ia niște cadouri, între ghilimele cadouri. Deci, oameni buni, așa ceva este infracțiune, să pui așa ceva în public. Dar știți cum mă simt? Este infracțiune. E cam povestea cu hainele cele noi ale împăratului. Deci eu așa am senzația, adică numai cei de la Pfizer știau ce e acolo, că o să fie bine, nu știu ce. Și noi trebuie să credem. Și noi eram în fundul gol, îmi cer scuze, și aveam impresia că avem pe noi nu știu ce hainele așa și numai aia inteligenți le vedeau și proștii nu le vedeau. Așa am senzația că prin așa ceva am trecut. Eu sincer vă spun, eu am avut foarte mare încredere în establishmentul, mai ales din Statele Unite, unde știu cum funcționează lucrurile, unde știu cum se autorizează un vaccin, care durează câteodată și 10 ani. Câteodată și 10 ani. Așa, bun. A venit presiunea uriașă ca toate mecanismele astea de control să se miște foarte repede, să dea, să facă teste pe șoareci, pe orice altceva, dar pe oameni nu.
și isteria să scoatem un vaccin ca să scăpăm de pandemie, că altfel o să fie sfârșitul lumii. Se pare până la urmă că acest virus nu a fost atât de mortal, nu se compară cu gripa de la 1918 sau alte epidemii care au fost într-adevăr deosebit de grave. Se pare că în foarte multe cazuri nu a avut niciun fel de efect, ceea ce nu s-a întâmplat cu alte pandemii, adică te îmbolnăveai rău și mureai sau trăiai, dar te îmbolnăveai foarte tare, adică dacă îl contactai, ajungeai într-o situație așa. Bun, și eu ce vreau să vă spun e în felul următor. Mâine, dacă se mai întâmplă, Doamne ferește, ca în povestea cu Petrică și Lupu, o pandemie, păi nu se mai vaccinează nimeni și putem să ajungem chiar atunci într-o situație în care să moare zeci și sute de milioane de oameni, fiindcă și-au bătut joc de o planetă întreagă. Eu cred că pandemia aceasta a provocat mai multe victime și morți indirecte, care nu aveau COVID și n-au murit de COVID. Și care vor veni. Da. Că de-abia acum vine marele regres din punct de vedere științific. Pentru că oamenii nu mai au încredere în autoritățile de care vorbește și Ilan. Da. Eu am fost absolut uluit la modul în care s-au comportat autoritățile israeliene în această pandemie, că ei au venit și au spus noi suntem primii ca popor care experimentăm Pfizer-ul. Și nu mai au încredere în oameni de știință, toți oamenii de știință, nu numai cei care și-au bătut joc de statutul lor, cum a fost, de exemplu, domnul Străinu Cercel, care aseară sau alaltă seară la televizor spunea, da, eu am fost sponsorizat de Pfizer, dar nu pentru vaccin. Deci a recunoscut că este sponsorizat de Pfizer, dar nu pentru vaccin. Păi cum sună asta, oameni buni? Adică e ca și când ai spune așa, băi, vătaful ăla... Da, bătaful ăla este plătit de boier doar pentru că bate vitele. Dacă se întâmplă să bată și iobagii sau câinele, e și mai nu simplu, e plătit. E și mai simplu. Bune, serios? Da, presa din perioada e aia, da, care a luat banul grămadă ca să tacă sau ca să cânte în strună indicațiilor de la guvern. Dar de ce astăzi, de exemplu, CNA-ul, da? Prietenii mei de la CNA... S-au dat câte sute de milioane la presă prietenii atunci. Prietenii mei de la CNA, de ce mă lasă astăzi să vorbesc, de exemplu, despre... A, că discuția asta, acum 2 ani de zile, ne la discuția asta era închisă Metropola TV. Da. Dacă aș fi făcut-o secundă. De ce astăzi? A, pentru că a apărut dosarul? Declarația lui Străinu Cercel e în felul următor. Apropo de banii de la Pfizer. Așa. N-am furat de la domnul Pipera euro. Am furat dolari. Da. Exact. Da, deci, exact. Da, deci, frate, da, n-am furat nimic. Da. Păi asta, așa. Iar în vremea aceea, dacă țin minte, guvernul a dat o ordonanță să salveze presa. Da, știu. Și s-au dat câte 200 de milioane de euro. S-au dat niște bani. Păi tu îți dai seama ce bani s-au dat atunci la presă. Dar dincolo de asta mai e o... Ăla nu-i prejudiciu? Nu știu, întreb și eu. Dom'le, tabletele mai țineți minte? Da. Unde sunt tabletele pentru elevi? Nu mai știu câte sute de mii de tablete. Milioane, la toată lumea. Milioane de tablete. La toată lumea tablete. La unde s-au dat tablete pentru elevi și în locurile unde nu exista internet, nu exista semnal, nici măcar... Eu pun această întrebare. Nu exista priză. Eu pun această întrebare de final. Aveau venciuri tablete în fața porții. Oameni buni, pun această întrebare și pentru publicul telespectator. Băi, unde sunt vaccinurile astea? Astea care n-au fost folosite. Unde sunt? Păi, unele dintre ele să deja au fost... Și noi unde păi, spun eu, unele au fost donate, unele au fost distruse și unele sunt încă depozitate și consumă în clipa asta bani, curent, cele mai răcire. Multe sunt în felul acesta. Dar unde sunt? Pentru că noi în centrele întrebăm... speciale. Stai un pic, stai o secundă. Noi trebuie să ne întrebăm dacă așa cum s-a întâmplat pentru imagine, pentru show, când a venit vaccinul în țară, adică a venit cu pază militară și așa mai departe, se întâmplă același lucru acum. Să facem un Kristallnacht, să aruncăm astea, toate vaccinurile în foc. Vaccinurile astea sunt periculoase acum. Exact. Fix acum. Da, sunt da, foarte da, multe și urmează da, să fie distruse. Da. Ele sunt o bombă biologică. Da, tu îți mai aduce aminte, Gigi Pipera, vă mai spun un lucru. Vi le aduceți aminte pe doctorul Belușică, vă spune ceva? Doctorul Belușică era un doctor la un spital din Găiești. Și doctorul Belușică a fost felicitat la un dat public pentru că el, atenție, dintr-o doză, dintr-un flacon de ăsta, ia puneți flaconul, puneți-l că pe vă rog frumos, pe mare, așa, dintr-un flacon din ăsta de vaccin, da, nu, el mai rămânea vaccin, ca să spunem da, așa. Da, adică da, doza nu era doar o doză.
Puteai să faci... Era încă un piculuț. Încă un piculuț în chestia asta. Și Belușică de la Grecia, ca să nu risipească niciun pic de vaccin, la momentul, atunci, în prima fază a vaccinării, când era puțin stors din picăturile alea și... Îi lua de pe stradă și zicea, mai am, mi-a mai rămas. Da. Din 10 am mai făcut unul. Deci, atenție, da? Deci se făcea cu din 3 vaccinuri mai făcea o doză, 0,3 și da, gata. Da. Și a fost fericitat. Deci ei când au comandat după aceea milioanele alea de doze, sutele de milioane de doze de vaccin, de fapt au comandat ca să vaccineze poate 150 de milioane de oameni. Le-au fi comandat deci și pentru Ucraina, mă, și n-am știut noi, și urma, nu știu. De, noi a... Acum să hai să pun întrebare, fiat, Gigi Pipera. Te pun în, așa, facem o sucire a minții. Dacă ar trebui să-l aperi pe Câțu în această... O, mai fost întrebat asta. Da? Nu. Nu. Nu, și răspunsul. Nu, nu, dar dincolo de asta, ar putea exista pentru un avocat variante în care Câțu, Voiculescu, Mihăilă... Eu zic că și alții care urmează, sper ar putea să urmeze. Există o singură chestiune. Procesul va fi o hiper mega provocare, adică cred că o să se o să se avocații să îi reprezinte, pentru că pe de o parte o să dureze ani de zile, pe de altă parte implică niște sume și implică niște cohorte întregi de autori, coautori, complici, favorizatori, tăinuitori. Nu ne oprim la 3 persoane. Fac pariu că și la un moment dat s-ar putea fi întrebat? Da, da, bineînțeles. Poate să o citeze și pe Ursula von der Leyen la procesul ăsta. Din 9 decembrie 2024, da? Iohannis nu mai are imunitate și va putea să fie întrebat. Da. De asemenea, să povestească eventual cum la Consiliul European au luat decizia să... Exact, da? Exact. Începând din 9 iunie 2024, Ursula von der Leyen nu va mai avea imunitate și vom ști și ce s-a discutat în mod prietenesc, amical între ea și domnul Burla. De ce nu va mai avea... SMS-urile? SMS-urile, da? De ce nu va mai avea imunitate? Pentru că nu o să mai câștige popularii suficientă majoritate încât să o pună din nou pe doamna Ursula von der Leyen. Nu știu dacă știi chestia asta. Am fost uluit când am auzit, deși eu treabă că din 2019, de când s-a instalat acolo. Dom'le, femeia asta locuiește în Comisia Europeană, în sediul Comisiei Europene. Și când ne arăta cum se face ca să te speli pe mâini, da, cu puțină apă, în așa fel încât să-l bagi la belea pe Putin, ea făcea chestia asta din baia, din apartamentul său, din sediul Comisiei Europene. Eu zic că e o măsură de dreapta și vreau să... Ce e o măsură de dreapta? Asta, e o măsură de dreapta. Într-o, da? Într-o vilă, într-o casă de 1000 de metri, să te speli așa puțin, da, cu apă puțin. De dreapta, da, într-adevăr. Mm-hmm. Și e foarte eu ce vreau să vă spun este o chestie de procedură. Teoretic, DNA-ul are voie să ancheteze fapta, care este în afara legii, dar nu oportunitatea. Pe asta o să meargă probabil și avocații domnului Cățu, că a fost o decizie de oportunitate, o decizie politică, dar nu stă în picioare, fiindcă atunci când faci o achiziție de 1 miliard, trebuie să ai în spate o documentație foarte clară. Dom'le, am cumpărat 34 de milioane de doze. Ce s-a întâmplat cu ele? Păi mai avem încă 15-20 de milioane nefolosite, nici nu știu ce să facem cu ele, o să ne mai coste XYZ să le depozităm, să le donăm sau să le distrugem. Că de-aia au încercat să doneze din ele ca să nu mai coste bani să le și distrugi. Și atunci tu când vii și știi că ai deja un stoc, păi tu ce credeai că o să se facă 7-8 doze de fiecare? Că oamenii dintr-o dată o să zică, vreau să fac a patra... Te întreb așa, repet, că a fost ministru. Eu în perioada aia când se făceau asta, eram parlamentar. Mă, nu era normal la momentul ăsta, sau poate nu era o idee, nu normal, uite, nu era o idee, ca un astfel de contract, având în vedere sumele implicate într-un astfel de contract. Parlamentul României nu l-a oprit. Nu l-a oprit, atenție. Nu, atenție. Parlamentul României putea să facă un vot în Parlament. Sigur că da. Parlamentul poate să oprească orice fel de decizie. Nu. Nu. Voiam să există o dezbatere. Nu, dar PSD-ul nu s-a opus. Eu văd acum PSD-ul că este, domne, rupeți-l pe Câțu, că nu știu ce. Da. PSD-ul a susținut și starea de alertă și starea de urgență și achiziționarea vaccinurilor, dar acum ei nici n-au mâncat usturoi, nici gura n-a miroase. Niște onești, niște eroi, niște luptători, dar eu vreau să reamintesc în finalul prezenței mele aici astăzi. Da, tu trebuie să pleci 2 minute mai devreme. Că... Această stare de urgență, nu în totalitate, dar într-o parte consistentă a sa, a fost declarată neconstituțională, memoriul pe baza căruia
Avocatul Poporului a făcut această cerere către Curtea Constituțională, a fost redactat de moi, de subsemnatul. Dar important este că au fost date pe baza acelor amenzi neconstituționale, rectific, pe baza acelor reglementări neconstituționale, numai puțin de 330.000 de amenzi. Da. În toate țările Europei, sau cel puțin astea din jurul nostru, acei bani s-au dat înapoi în mod, cum să spun, clar, voluntar de către stat. Obligatoriu. Statul român nu a dat banii aceia înapoi decât în 100.000 de cazuri. Da. De ce? Pentru că doar acolo s-au făcut plângeri contravenționale. Plângeri, da. Restul, adică statul, dacă nu îl acționezi... Da. Și încă o chestie. Vreau să te întreb dacă mai ții minte acel domn care nu purta mască la Gara de Nord și l-au prins doi polițiști și l-au bătut în intrarea în magazin. Ăla, săracul, ce să facă? Ce vină are? Mulțumesc, Gigi Pipera, că ai fost prezent. Noi mai sănătate. Rămân puțin cu Ina Lofel să trecem concluziile, ca să spunem așa, acestei dezbateri. Ilan, dar tu ai o explicație totuși de ce, că, repet, ca om care a condus un minister al mediului de afaceri, da? Asta era ideea. Cum de la un tun, din punctul meu de vedere, ăsta e un tun de un miliard. E probabil cea mai mare afacere din istoria României moderne, da? Cu bani de la buget, ca să zicem așa. Și este doar unul dintre două, trei care vor mai ieși la iveală. Cum, de exemplu, comunitatea oamenilor de afaceri, că banii sunt și de la ei. Contribuabilul român, mai mic, mai mare, nu contează, că banii sunt și de la el. Ăia care ar fi vrut, de exemplu, să avem mai puține toalete în fundul curții, primari, ăia care ar fi vrut autostrăzi, mă, nimeni în țara asta n-are, eu nu simt revolta. Da. Cum de e posibilă o astfel de stare de, cum să zic, de prăbușire în Din păcate, știi apatie. Și tu lucrul ăsta foarte bine, clasa politică a lucrat în ultimii 30 de ani la crearea acelei stări de jomăn fiș. Așa. Pe românești. Adică, nu-l mai interesează pe român. Asta este ideea. Un miliard totuși. O, indiferent ce sumă apare, îți spun în felul următor. Dacă noi am avut în 2020 cea mai mică prezență la vot de după Revoluție, dacă luăm în calcul că în timpul comunismului nu a existat vot liber, înseamnă că este cea mai mică prezență la vot de când au fost ultima dată alegeri libere în România, înainte ca în anul 1941 sau 2, Carol al II-lea a desființat regimul parlamentar, a instaurat dictatura militară, atunci când l-a adus pe mareșalul Antonescu. De atunci n-a mai fost o prezență atât de mică la vot în România. Asta ce înseamnă? Partidele amăgesc oamenii, le promit, nu se țin de cuvânt, toate instituțiile statului român sunt politizate până la nivel de femeie de servici, până la nivel de portar. Ăia înseamnă voturi. Cu cât prezența la vot este mai mică, PSD-ul, PNL-ul, partidele tradiționale care sunt împânzite acum în toată țara, au un scor garantat. Păi, dacă tu iei în calcul că avem 1.200.000 de bugetari, și au și ei familiile lor. Dacă te votează ăia, e perfect. Ăia sunt sau PNL, sau PSD, sau UDMR, sau... Așa. Ai o gogoriță când spune românii să iasă cât... la vor să fie. Și atunci, noi când zic noi, în mare parte, aparatul bugetar din România, care reprezintă până la urmă statul român în ansamblul lui, este complice. Domnule, s-a furat 5 miliarde. Da, domnule, dar am salariul meu aici, șeful de la partid m-a pus aici, e bine, mai asta, mai fac o șpăguță, mai nu știu ce... mai de sărbători mai luăm o primă, mai nu mai venim la serviciu, nu se supără nimeni. Timpul merge la față, așa. Și atunci ceilalți care sunt în afară, cum sunt eu, plătesc taxe și impozite, trebuie să țin pe bugetar, trebuie să țin un pensionar, trebuie să țin un evazionist. Ce spun, frate, orice ar fi, nu se schimbă bă nimic în țara asta, că s-au schimbat între ei. A fost PNL, a fost PSD, a fost PDL, a fost nu știu ce, toată lumea apă și un pământ. Și atunci ei și-au atins scopul. Stați fraților acasă să vină doar 30% la vot. Că vin ai noștri. Că vin ai noștri. Mulțumesc, Ilan Lofer, pentru prezența în emisiune. Doamnelor și domnilor, ne oprim aici. Dacă aveți însă timp, măcar, cum să zic, weekendul ăsta, mă încercați să mai vedeți ce s-a întâmplat în perioada aia când apărea vaccinul în România. Ca să vedeți, și o spun pentru toți, cât de proști am fost și cât de prostiți am fost la acel moment. Urmează Mădălin Ionescu Show cu o ediție foarte interesantă, cu omul de afaceri Ionuț Negoiță. Rămâneți cu Metropola TV. Toate bune!